Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem la o nouă întâlnire cu Iosif și familia lui, de această dată mai aproape decât oricând de împlinirea celor visuri pe care Dumnezeu i le dăduse cu mult timp înainte. Se ne ducem aminte mai întâi că era foamete în Egipt și în toate țările din prejur. Datorită faptului că Dumnezeu intervine în viața lui Iosif, el devine guvernatorul Egiptului și, prin grija lui, Egiptul are o mare cantitate de provizii alimentare. De acum, foarte multă lume din țările învecinate veneau în Egipt să cumpere grâu. Printre aceștia, la un moment dat, apar și frații lui Iosif. Ei nu-l recunosc, dar Iosif îi recunoaște pe ei. Iosif îl oprește pe Simeon ca o garanție că se vor întoarce cu fratele lor mai mic, Beniamin. Întorși acasă, frații lui Iosif se lovesc de refuzul categoric al lui Iacov în ceea ce privește deplasarea lui Beniamin în Egipt. Cam acesta ar fi rezumatul capitolului 42. Astăzi mergem mai departe la următoarele două capitole care prezintă reîntregirea familiei lui Iacov. Să urmăm, dar, cursul evenimentelor. Primele cinci versete ale capitolului 43. Foamea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat greul pe care l-a dusere din Egipt, Iacov a zis fiilor săi, duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns, omul acela ne-a spus curat, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei deci să trimeți pe fratele nostru cu noi, ne vom coborâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimiți, nu ne vom coborâ, căci omul acela ne-a spus să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Oricât de mare este împotrivirea lui Iacov, în cele din urmă, foamea îl determină să accepte ca Beniamin să însoțească pe frații săi. Era condiția pe care omul acela, cum îi spuneau ei lui Iosif, le pusese. Iuda este chiar foarte categoric în acest sens. Însă, bătrânul Iacov este din nou îndurerat de această situație. Israel a zis atunci, pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omul acelui că mai aveți un frate? Ei au răspuns, omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis, mai trăiește tatăl vostru? Mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea. Puteam noi să știm care să zică, aduceți pe fratele vostru? Este drept, n-aveau de unde să știe că Iosif cunoștea deja cât de mare este familia lor și cine erau cei ce o alcătuiau. El dorea să-și vadă fratele și aceasta va face. Pentru a mai liniști pe Iacov, Iuda se pune chezaș pentru Beniamin. Iuda a zis tatălui său Israel, Trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri noi, tu și copiii noștri. Răspunde eu pentru el, ai să-l ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Căci dacă n-am mai fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Ceea ce vedem la Iuda, dragi ascultători, pare a fi un act mai uman decât cel de care a dat dovadă când a fost vorba de Iosif. Să se fi schimbat acești fii ai lui Iacov? Tot ce este posibil. Cert este că Iuda se pune drept garant pentru Beniamin. El se angajează să-l protejeze și să-l aducă cu bine acasă. Acum, Domnul Isus, care este descendent în ceea ce privește umanitatea lui din familia lui Iuda, este garantul nostru în ceea ce ne privește înaintea lui Dumnezeu. El garantează nu numai siguranța noastră prin călătoria în această lume, dar și în ceea ce privește acea casă pe care ne-a pregătit-o să fim cu el acolo sus în ceruri. În cele din urmă, cuvintele lui Iuda îl conving pe Iacov și le dă voie să-l ia și pe Beniamin cu ei. Mai mult, pregătesc și câteva daruri pentru Iosif. Probabil Iacov și-a adus aminte de binele pe care îl pot face în niște daruri. Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului acelui așa nume puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, zmirnă, fisticuri și migdale. Din câte se vede aici, cananul nu era tocmai sărac. Ceea ce le lipsea lor la acel moment era pâinea, grânele. În rest, se descurcau. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care vi-l puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Israel este mereu nemângăiat, dar în curând soarele va străluci din nou pentru Iacov. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat, s-au coborât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Acum vin din nou momente grele pentru frații lui Iosif. Versetele 16 și 17. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său. Bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut cei poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Cred că putem înțelege emoția lui Iosif când l-a văzut pe fratele lui Beniamin. Deja trecuseră atâția ani de când nu se văzuseră. Iosif îi invită acum la masă. Se pregătește să le spună cine este. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis, ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. Oamenii aceștia sunt plini de temeri. De ce oare? Uitați-vă numai la ce gânduri le frământă mintea. Asemenea, gânduri vin din natura noastră. Probabil că dacă ei ar fi avut posibilitatea, exact așa ar fi procedat. Chiar au făcut-o în câteva rânduri, atunci când au avut ocazia, au pus mâna și au luat pentru ei fără să mai țină cont de altcineva. Ei se gândeau că și Iosif este la fel. Complexul lor de vinovăție umbrește orice urmă de încredere în ei. Și nici noi, dragii mei, nu suntem diferiți. Motivul pentru care astăzi avem nevoie de atâtea garanții este acela că noi înșine nu mai prezentăm suficientă încredere. Să mergem mai departe. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis: Domnule, noi ne-am mai coborât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi, când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru după greutatea lui. Și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Simțindu-se în pericol, frații lui Iosif încep să se disculpe. Numai că intendentul casei lui Iosif îi liniștește. Versetul 23 Economul a răspuns, fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Agentul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a adus și pe Simeon. Iată primul semn încurajator pentru ei. Simeon este din nou adus în mijlocul lor. Lucrul pe care aș dori însă să-l observăm aici este referirea pe care o face acest intendent cu privire la Dumnezeu. Se pare că Iosif nu a fost preocupat numai de administrarea grâului Egiptului. El l-a prezentat și pe Dumnezeu acestor oameni și sunt sigur că datorită modului lui de a trăi, mărturia lui a găsit ecou în sufletele acelor oameni. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă de și au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor, ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Ce spuneți de această, dragii mei? Vă mai aduceți aminte de reacția pe care au avut-o frații lui Iosif atunci când el le-a povestit acel vis în care ei se închinau înaintea lui? Ei bine, este că se împlinește. De fapt, ce nu se împlinește din ceea ce spune Dumnezeu? Acesta era un moment dramatic. Frații lui se închină înaintea lui. Numai că în al doilea vis mai era și tatăl său. Oare ce mai face el? Cum o duce? El a întrebat de sănătate și a zis, Bătrânul vostru, tată, de care ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? Acesta este marele moment. Fratele lui Beniamin era acolo. Fiul mamei sale era acolo în fața lui. Momente emoționante pentru Iosif. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre frate sau Beniamin, fiul mamei sale, a zis, Acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o daie și a plâns acolo. Adesea este dificil să ne controlăm reacțiile în anumite situații. Nu știm care este atitudinea corectă, ce se face, cum să procedăm. Iosif nu știa cum să procedeze. Să se prezinte în fața fraților săi, nu încă, ce să facă. În cele din urmă iese din cameră și plânge. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și silindu-se să se stăpânească, a zis: Aduceți de mâncare. Iosif nu este încă gata să se facă cunoscut fraților lui. Însă imaginea pe care o avem aici este una minunată. Profetul Zaharia spune că Domnul Isus, într-o zi, se va face cunoscut fraților săi. Ei îl vor întreba atunci despre coasta străpunsă și despre mâinile cu semnele cuielor. El le va răspunde, acestea sunt răni primite în casa prietenilor mei. Atunci îl vor recunoaște și vor plânge. El este cel care a adus izbăvirea pentru ei, cel care a adus răscumpărarea. Acea zi va fi ziua în care Domnul Isus va veni a doua oară pe pământ. El se va revela fraților lui, națiunea Israel. Va exista o rămășiță a acestui popor care îl va recunoaște ca Mesia. Atunci când el a venit pentru prima dată, mulți nu l-au recunoscut. Dar când va veni a doua oară, nu vor avea alternativă. La fel se întâmplă cu frații lui Iosif. Ei sunt cei care l-au vândut ca sclav. Ei au vrut să scape de el. Dar acum el se va prezenta ca frate al lor. Domnul Isus va face la fel în acea zi pe care numai Dumnezeu Tatăl o știe. Dragii mei prieteni, doresc să fac aici o remarcă legată de antisemitism. Oricât de închis ar fi națiunea evreiască față de Domnul Isus, sau, indiferent de jocurile politice pe care le face astăzi, ori dacă ei sunt sau nu iubiți de lume, poporul acesta este poporul în care a venit Domnul Isus în lume. Ei sunt frații Domnului. Va veni ziua în care El li se va face din nou cunoscut. De aceea cred că niciun creștin adevărat nu se va lăsa angajat în vreun fel în antisemitism. Să ne întoarcem la Iosif care își reia controlul asupra emoțiilor. Acum se așează toți la masă și avem ocazia să învățăm ceva din obiceiurile acelor vremi. Versetul 32 Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare deoparte. Căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, fiindcă lucrul acesta era pentru ei o urăciune. Din câte vedem aici, evreii nu erau agreați de egipteni. Iosif însă nu mănâncă cu egiptenii și nici cu evrei. Mai face Iosif ceva care îi uimește pe frații lui. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui. De la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de cinci ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Cred că în tot timpul acesta se întrebau frații lui Iosif de unde știe acest om ordinea în care s-au născut. Ce și cât știe acest om despre familia lor? Încet, încet însă teama le este risipită și se destind bucurându-se de masa bogată pe care o aveau în față. Așa se încheie capitolul 43, cu o atmosferă destinsă, plină de bucurie. Toți fiii lui Iacov sunt împreună, chiar dacă cei 11 nu știu încă lucrul acesta. Vor afla însă curând. Să mergem mai departe la capitolul 44, care continuă relatarea întâlnirii dintre cei 12 frați. Iosif încă nu are de gând să se arate. El mai are încă câteva lucruri de făcut. Acum îl avea pe Beniamin acolo, dar îl voia și pe tatăl său acolo. De aceea pune la cale un nou tertip. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său să pui și paharul meu, paharul de argint la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul greului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea când Iosif a zis economului său. Scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui, pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Scenariul pus la punct de Iosif are un anumit substrat. Pe de o parte, Iosif dorea să-l oprească pe Beniamin și apoi să-l aducă și pe tatăl său în Egipt. Nu cred că Iosif avea prea mare încredere în frații lui, el se gândea, probabil, că dacă ei își vor da seama cine este, fie ei vor face răul lui Beniamin, fie nu-l vor aduce pe tatăl lor, ca nu cumva Iosif să spună care era adevărata istorie. Apoi mă gândesc că, pe de altă parte, Iosif a vrut să le arate și lor ce înseamnă să fii condamnat pe nedrept. În orice caz, după ce fiecare primește merinde cât putea să care, primesc și bani înapoi iar Beniamin se trezește cu paharul lui Iosif în sac. Totul era doar în scenare. Și povestea cu paharul de ghicit face parte tot din scenariu, deoarece Iosif a afirmat foarte clar. Tălmăcirea viselor și descoperirea viitorului vine de la Domnul. Așa că dacă cineva argumentează cumva cu acest pasaj ghicitul în cafea sau sub alte forme, se amăgește. Astfel de metode nu sunt aprobate de Dumnezeu și mai târziu, în cadrul studiului nostru, vom vedea clar de ce. Revenim la personajele noastre care nu aveau nici cea mai mică idee despre ce pusese Iosif la cale. Ei au răspuns, domnule, pentru ce vorbește astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fii săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Cananului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robii ai domnului nostru. Destul de încrezători în ei înșiși, pentru că trebuie să recunoaștem, s-au produs ceva modificări totuși în acești fii ai lui Iacov. El a zis, fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul, economul i-a scotocit începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. În scenarea lui Iosif funcționează. Vedeți, având în vedere modul în care se purta Iosif, am fi fost înclinați să credem că el este un papă lapte, un visător care nu prea are contact cu realitățile din jurul lui. Ei bine, nu prea este așa. Iosif nu a vrut să se folosească de intrigi și în scenări, asemenea celor a căror victim a ajuns. Pe de altă parte, cred eu, acești fii ai lui Iacov nu s-ar fi gândit niciodată că cineva poate să le facă așa ceva dar orice naș are nănaș. Teribil de speriați, se întorc cu toți încetate pentru a pleda în favoarea lui Beniamin. Și acum, surpriza cea mare. Cine credeți că este purtătorul de cuvânt? Iuda. Iuda a răspuns, ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robii Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis, Să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru." Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis, Te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mâni pe robul tău, că tu ești ca faraon." Iosif avea nevoie de un singur om, de Beniamin. Prin el avea siguranța că și tatăl lui va veni acolo. Dar Iuda este eroul acestui pasaj. El începe să spună care este situația lui Beniamin, a cui fiu era el, ce s-a întâmplat cu fratele lui și cât de mult era el iubit de tatăl său. Nu erau aceste lucruri cunoscute lui Iosif. Ba da. Numai că Iuda nu spune întregul adevăr. El nu spune ce s-a întâmplat cu adevărat cu Iosif. În schimb, este gata să ia locul lui Beniamin pentru a nu mări durerea tatălui său. V-am mai spus și alte date, uneori cu unii oameni, Trebuie să ai răbdare. Ei se schimbă, dar mai încet. Vedeți, Dumnezeu are atâta răbdare cu noi și noi suntem la fel. Acum spunem și facem lucruri extraordinare pentru ca în următoarea clipă să ieșuăm lamentabil în ascultarea de Domnul nostru. Însă el are răbdare cu noi. El are răbdare și putere să ierte pentru că ne iubește. Când Iuda povestea de durerea tatălui lor, Iacov când povestea ce credea Iacov despre Iosif și cum și-a alinat Iacov durerea cu Beniamin, în sufletul lui Iosif era o mare luptă. Simțea că îi se sfarmă inima, nu mai putea. Acesta este momentul în care se arată pe față. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns, așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu! Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: Apropiați-vă de mine! Și ei s-au apropiat. El a zis: Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Frații lui au rămas încremeniți. Nu știm care au fost emoțiile pe care le-au încercat. Este știut că în momente de mare tensiune emoțională, gândurile sunt atât de confuze încât este greu să te exprimi. Este greu chiar să accepti acea situație. Mintea refuză parcă să accepte o asemenea stare. Dragii mei, acum încep să vorbească acești frațe lui Iosif. Ce emoții! Dacă i-am fi putut vedea, dacă i-am fi putut auzi, Probabil încep să mărturisească ce au simțit, ce au trăit după dispariția lui Iosif. Poate că Ruben a spus, niciodată nu mi-am putut ierta faptul că nu te-am scos mai repede din groapă. Poate Simon era și el unul care a luat partea lui Iosif și acum Iosif îl îmbrățișează. Dar și Iosif are multe de spus. El nu-i acuză. Nu le spune prin ce a trecut din cauza lor ca ei să se simtă vinovați. El povestește doar cum a lucrat Dumnezeu, el nu vede în ei principalii vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat, ci vede în ei agenți pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a-și împlini planurile sale. Dragi prieteni, dacă am putea să vedem și noi la fel pe cei ce ne supără, pe cei ce ne pricinuiesc grăni, nu vinovați, ce agenți prin care Dumnezeu lucrează în viețile noastre? Apoi, ce frumos se vede Domnul Isus în Iosif. Iosif spune, nu fiți triști că ați făcut ce ați făcut. Înțelegeți că Dumnezeu a vrut așa. Domnul Iisus pe cruce a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Ei nu știu că a trebuit să fie așa. Da, dragii mei, a trebuit să fie așa pentru ca noi să fim izbăviți, așa cum a fost izbăvită familia lui Iacov. Ei trebuie să înțeleagă ce scop au avut toate aceste evenimente. Și noi, dragi prieteni, trebuie să înțelegem ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și a făcut totul. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli.